Bună seara, dragii mei! După cum am promis, nici o zi nouă să nu fie fără o carte nouă, de asta astăzi am ales o carte cu o tematică un pic mai diferită decât celelalte, ca să nu vă plictisesc. Și am ales într-un context al stării mele, de asta cartea de astăzi ales este cartea Avuția ascunsă a națiunilor. Deci este scrisă de Gabriel Zucman. Cine este Gabriel Zucman? Este profesor la școala londoneză de economie. Paralel este și cercetător la Universitatea din California. Și vine să ne povestească Gabriel Zucman despre, ce credeți, o anchetă asupra paradisurilor fiscale. Deci probabil această carte este destinată tuturor celor care studiază economie, domeniul bancar, cât și nu doar, relativ pot studia și cei din domeniul juridic, cât și tot cei care vor să înțeleagă de ce până în prezent nu pot da de urma miliardului furat. Deci această carte explică ce reprezintă un paradis fiscal, care sunt țările în care se află aceste paradise fiscale și de ce în aceste țări, în ce constă esența acestor paradise fiscale și cum pot ele fi combătute astfel ca să nu provoace foarte mari prejudicii țărilor sau de bune provin de acești bani. Deci să începem cu aceea că istoria a făcut ca aceste paradise fiscale să se nască, deci prima dată apară după război în Elveția. Și apar ele sub forma Asociația Internațională a Banchirilor, deci, care o formează. De ce? Pentru că după război, după câte dacă vă amintiți, apar foarte multe, oamenii sunt într-o situație, așa să zicem, deplorabilă, așa apelează ca ultimă esență la cei care împrumut bani. Și erau și atunci primele forme de bănci. Păi, iată, aceste bănci s-au consolidat și au făcut o asociație. Așa, asociația aceea era foarte bine protejată, se bucura de un statut imens. Și de atunci au apărut, iată, în Elveția, primele forme de bănci care se considerau că aveau un statut și o organizare bine determinată. Ulterior, s-a convenit că, deși aceste formațiuni care s-au format, că aceste bănci s-au dezvoltat și și-au, într-un fel și-au început a stabili ele singuri principiile, astfel ca statul să nu prea poată să se implice. Deci, după cum înțelegeți, în capul băncilor stăteau tot oameni de stat foarte influenți, care atunci au fost au avut o șansă de a-și coordona astfel aceste relații, ca să aceste uniuni bancare să nu fie atinse. De asta, ele în timp și-au păstrat oricum statutul, de asta și-au rămas forma asta lor protejată. Da? Ce propune autorul? Propune mai multe soluții pentru a combate paradisurile fiscale, propune crearea unui registru mondial a titlurilor financiare, și acolo în aceste titluri financiare să indice numele și cine deține fiecare acțiune și obligațiune. Deci, ce sunt aceste titluri financiare? Dacă inițial erau niște titluri financiare sau numai noi le numim titluri de valoare. Deci, pe anumite, ca să înțelegi, noi, acum ar fi foi, da? Dar ele nu sunt foi. Într-un anumit un act care se indică, reprezintă pe acel act suma valorii echivalente în monedă. Deci, precum iată, dacă un bun ar costa, să zicem, 1 milion, acolo în acel titlu era indicat suma și ele erau la purtător și nominale. La purtător înseamnă că acel care deținea cu sine acest act era de fapt proprietar și nominale era valabil numai dacă în aceste acte erau indicate numele persoanei. Cele erau recunoscute dacă era indicat și numele. La purtător putea să deține oricare. Păi uitați-vă, aceste titluri la purtător au fost introduse în aceste bănci. De ce? Pentru că astfel ele nu puteau fi
controlate, pentru că nu era dat indicat numele, în schimb. Cel care mergea în această bancă, deci avea anumite date care confidente pe care banca le oferea, astfel ca el, stabilindu-le în acele bănci, să-i asigure un secret. Și prin ce se remarcă aceste bănci elvețienic? Prin faptul că ele oferă garanție secretului bancar, care a fost în timp foarte mult, mai multe tentative de a și anumite acțiuni a Statelor Unite ale Americii, cât și a Uniunii Europene, de a cere Elveții să divulge numele proprietarilor acestor conturi și ca rezultat nu le-a reușit. Au reușit, au fost anumite acțiuni comune de comun acord, dar însă ele au fost destul de minime, deși nu au fost acțiuni majore de conspira aceste nume. Al doilea aspect este introducerea unui registru financiar unic, adică unui cadastru. Deci ce ar presupune cadastru la nivel european sau mondial? Deci ca ușor să poată fi văzut cum au loc toate proprietățile să fie trecute în acest cadastru și astfel el să apară într-o bază unică. Deci autorul la fel propune și sancționarea aspră a statelor în care sunt aceste paradisuri fiscale. De ce? Pentru că banii să fie direcționați prin aceste către băncile suferinte sau mai bine zis către statele suferinte. De asta aceste măsuri pe care autorul încearcă să le propună ar costa și ar presupune încheierea multor acorduri internaționale, bilaterale sau multilaterale, presupune deținerea unor sisteme performante în IT. De fapt, ceea ce, după cum, dacă să raportăm la Republica Moldova, noi nu le deținem și nu știm dacă de grabă și le vom deține. De asta este foarte greu de controlat aceste operațiuni. Cum se aleg paradisurile fiscale? Se aleg în țările în care este o legislație care e permisivă, să zicem așa, care nu este intens controlată și care permite ușor de a deține aceste, a aduce în aceste sume prin transferuri, fără a solicita foarte mult informație suplimentară. Deci, ce pot să vă mai povestesc? Că au încercat mai mult, au fost două acțiuni de bază, de amploare, pentru a face un audit a acestor paradisuri fiscale, care a fost făcut de Berger și Walshe. Și ei au putut constata că 6% din toate sumele monetare sau bănești sau titluri de valoare și așa mai departe, adică 6% din valoarea globală a bunurilor sunt deținute în aceste conturi elvețiene, ca să înțelegeți. 1,800 de miliarde de euro, cu o valoare aproximativă, pentru că valoarea reală nimeni nu cunoaște. Și deci care au fost acele deci state, ca să vă spun așa pe scurt, ele au fost Luxemburgul este un microstat care este și la moment foarte certat, să zic așa, de către anumite state care sunt în jurul său, pentru că Luxemburgul este considerat ca raiul paradisurilor fiscale. Și oamenii care de fapt trăiesc foarte bine în Luxemburg sunt avocați, contabili și tot cei care casele de avocatură, astfel care asigură aceste transacții. Restul populației nu se dezvoltă în această țară, adică este preponderent aceste genuri de activități pe ce se ține Luxemburgul. Deci, ulterior, aceste paradisuri fiscale de elvețieni și-au făcut filiale în Asia, în insulele Cayman, în Singapore. De ce? Pentru că în partea aceea nu este așa multă influență a Americii, de asta ei le-au adus confortul celor de pe Asia. De asta este o carte interesantă. Cred că este de o cultură generală și dacă vă interesează mai multe detalii despre această carte, o recomand cu mare drag. E bine să cunoaștem de ce nu pot fi dat
așa o simplu de aceste operațiuni financiare, pentru că asta presupune un șir de acte, un șir de interpelări, deci acorduri diferite. Și de asta nu e ușor, pentru că aceste bănci elvețiene care s-au asumat aceste depuneri de bani în băncile sale au convenit că să dețină 35% din sumele depuse în cazul păstrării anonimatului. Și atunci vă dați seama că acest anonimat nu va fi divulgat foarte simplu. Cam așa stau lucrurile. Până mâine, până la o nouă carte, și vă salut. Noapte!